Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, cu un prilej frumos, este vorba despre o campanie, că tot a venit toamna și luna noiembrie, campanie de Black Friday organizată de editura Herald. Alături de noi este Irina Ornea, coordonatorul librăriei Humanitas de la Cismigiu și mulțumim foarte mult că este alături de noi. Astăzi vorbim despre Black Friday, vorbim despre campanii în general, de felul în care influențează anumite reduceri la cărți comportamentul consumatorului de carte al cititorului, felul în care, mai ales prin experiența anilor trecuți, dar cu atât mai mult în această toamnă, o toamnă, aș spune, fără precedent, cu o nouă provocare, această pandemie. Iată, nu mai facem drumuri atât de dese în librărie. Din păcate, sperăm ca situația să revină cumva la normal și să se ridice restricțiile. Așadar, cât de importantă este o astfel de campanie de Black Friday, indiferent că este organizată de o editură, cum este Herald, sau organizată de un lanț de librării sau de o librărie, cum este Humanitas de la Cismigiu. Cum influențează comportamentul consumatorului de carte? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. La noi în librărie s-a simțit că a început Black Friday. La noi a început chiar de miercuri. Am zis să facem totuși o campanie mai lungă de 5 zile, de miercuri până duminică. Și avem o serie de titluri care intră la o promoție de 50% și altfel oricare patru produse, din oricare patru produse, unul va fi gratuit dacă sunt pe același bon. S-a făcut destul de multă promovare și pe paginile noastre de Facebook, în online, avem afișe și în librărie și se simte, s-a mai animat puțin librăria față de începutul lui noiembrie. Zilele astea văd că e destul de multă lume și sper să fie și mai multă în weekend. E adevărat că nu se compară cu ce era anul trecut. Adică n-ai cum să compari, e ca și cum ai compara mere cu pere, vânzările de anul trecut din noiembrie cu vânzările de acum. Acum, într-adevăr, comportamentul cititorului s-a schimbat în sensul în care aveam clienți care veneau foarte des în librărie și cumpărau două, trei cărți. Acum vin mai rar, vin o dată la o lună, o dată la 2 luni și își fac aprovizionarea de noutăți, pleacă cu multe cărți, sacoșe grele, dar ca să nu facă mai multe drumuri, le iau pe toate într-o singură tură. Plus, am mai pierdut din clientela care s-a mutat în online. Într-un fel, chiar și site-ul nostru ne face concurență. Se vede că au crescut mult vânzările online. Asta era, de fapt, și următoarea întrebare, dacă ce se întâmplă cu partea aceasta de online? Putem vorbi de un soi de canibalizare sau putem vorbi de un fel de sprijin, da, de un fel de sprijin. Adică, știi, mă gândesc la faptul că, bun, nu mai sunt vânzările atât de mari ca în anii trecuți în librărie, mă refer la librăria fizică, dar totuși au crescut pe site-ul librăriei sau poate, nu știu, prin intermediul paginii de Facebook a noutăților transmise către cititori. Mă gândesc că comenzile online au crescut pentru că, într-adevăr, ne-am mutat, ca să spun așa, cu arme și cu bagaje în online. Nu mai putem face evenimente în offline și atunci, cumva, trebuie să ținem cititorii aproape. Și cum îi ținem aproape? Ăsta este, practic, plusul acestei perioade, cel puțin așa îl văd eu. Faptul că ne-am mutat în mediul online, putem face lansări, putem face evenimente, putem face tot felul de dezbateri pe marginea unor cărți sau subiecte din anumite cărți, prin intermediul acestor platforme care ne ajută, cum este și Zoom. Și mă gândesc că atunci oamenii au migrat dinspre offline în online. Da, și noi facem în continuare evenimente, lansări de carte, dar s-au mutat în online și e destul de complicat pentru că nu toată lumea știe să folosească Zoom-ul sau unii oameni nu vor să apară filmați în mediul lor privat și atunci trebuie găsit un spațiu care să permită o filmare fără mască, pentru că în spații publice e obligatoriu să purtăm mască, să faci o lansare cu mască, e destul de ciudat.
Și cât despre canibalizare, nu știu ce să zic. La noi sunt promoții diferite, am încercat să nu le suprapunem. În online o să fie alte promoții, dar iarăși cititorii mi se pare că sunt derutați. Vin oameni și ne cer cărți cu autograf, care apar cu autograf în online. Să zicem, primele 50 de comenzi, primii 50 de clienți care comandă un anumit titlu, îl vor primi cu autograf. Dar asta nu s-a întâmplat și în librăriile fizice, după care mai sunt precomenzi în online și oamenii se așteaptă să găsească cartea și fizic în librărie. E un pic de derută deocamdată, până ne vom obișnui cu toții. Ai observat cumva în ultimii ani, să spunem, un soi de schimbare a obiceiului de lectură al cititorilor în ceea ce privește, să spunem, topul celor mai citite cărți de către români? Și aici mă refer la faptul că mulți ani pe primul loc a fost beletristica. Ea a deținut supremația. Și mă gândesc că în ultimii ani există un target tot mai mare, da? De cititori, de cumpărători, de consumatori de carte, care preferă cărțile de spiritualitate, care preferă textele sacre de înțelepciune, care preferă cărțile de psihologie și psihoterapie, care preferă cărțile, nu știu, de dezvoltare personală, căi spirituale și așa mai departe. Da, așa este. Într-adevăr, cartea practică, cum o numim noi la nivel generic, se vinde foarte bine în ultima vreme. Cărți despre cum să faci lucrurile bine în viață, cum să trăiești în stil japonez. Da, cărțile de genul acesta. La noi în librărie se vinde foarte bine și cartea de istorie și cartea de copii a crescut foarte mult. Este o cerere foarte mare. Cartea de copii și bibliografie școlară. Asta, cel puțin în toamna asta, s-au vândut foarte bine. Și eu am mai observat o creștere, dar n-aș zice chiar substanțială, în ceea ce privește cărțile de știință, cărțile de popularizare a științei. Au început să fie la mai mare căutare. S-au scris și biografii ale unor oameni de știință și astea s-au vândut destul de bine. Într-adevăr, și memorialistica se vinde bine la noi. Mă bucură mult acest lucru pentru că, uite, în portofoliul editurii Herald există două colecții dragi mie, vorba de colecția Autobiografia, că tot vorbeai de memorialistică, în care apar biografiile și autobiografiile marilor personalități care au schimbat fața umanității de-a lungul istoriei și dacă tu ai vorbit de știință, aș recomanda, să spunem, Invențiile mele, cartea lui Nikola Tesla din colecția Autobiografie, o carte cu totul și totul excepțională și foarte ușor de citit. Și dacă tot mă gândeam în cadrul discuției noastre, aș mai face o recomandare de carte. Este vorba despre zona aceasta de psihologie, psihoterapie. Cartea lui Daniel Siegel, un autor foarte drag mie, cartea Conștient, publicată în colecția Psihopractica editurii Herald, despre puterea transformatoare a meditației. Pentru că și meditația, cred că de fapt ne ajută în această perioadă să trecem peste anxietate, peste neliniște, peste nesiguranță și incertitudinea viitorului. Așa că obiceiul de a citi este bun și cred că cărțile și practicile spirituale, nu știu, începând de la rugăciune, meditație și continuând cu alte forme, ne ajută foarte mult. Dragii noștri, a fost alături de noi Irina Ornea, coordonator Librăria Humanitas de la Cismigiu. Îi mulțumim foarte mult că a fost, pentru că a fost alături de noi în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald de Black Friday. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!